Eroi și veterani al Botenii este titlul cărții lansate de Cosmin Ionuț Radu la Centrul Cultural Pitești. Autorul, în vârstă de numai 24 de ani, este cântăresc bisericesc în comuna Albota, dar pasiunea pentru istoria locului de obârșie l-a împins mereu spre cunoașterea trecutului și mai ales a faptelor de vitejie ale înaintașilor săi. Așa a ajuns să scrie lucrarea de față, bazată pe documente inedite și pe mărturiile veteranilor în viață, fapt pentru care a primit aprecieri din partea celor mai respectabili istorici și oameni de cultură argeșeni. Se referă la faptele de vitejie săvârșite de eroii argeșeni din comuna Albota în războiul de independență și cele două războaie mondiale. Pe lângă aceasta avem de-a face și cu o expoziție de obiecte, fotografii, de medalii care au aparținut eroilor din comuna Albota, pe care domnul Ionuț Radu le-a adunat pe parcursul mai multor ani și pe care intenționează să le transforme într-un muzeu personal, pentru că mai deține și alte asemenea obiecte. Totul a pornit de la povestea unui veteran din Albota, pe care l-a cunoscut la biserică, unde domnia sa este cântăreț. Veteranul Pătrașcu Ion, supranumit Invalidul, care l-a impresionat pentru că, tânăr fiind și participând la al doilea război mondial, a rămas invalid și a trăit în continuare în condiții acestea de invaliditate, mergând ades la biserică și care i-a povestit faptele armatei române și unității din care a făcut parte pe frontul celui de-al doilea război mondial, alături de ceilalți ostași ai armatei române. Cartea Eroi veterani și veterani alboteni este o încercare de a aduce în lumină faptele și eroismul albotenilor, a tinerilor care au răspuns prezent la chemarea patriei în momente cruciale ale istoriei naționale. V-aș ruga pe dumneavoastră cei prezenți în sală și de fapt pe toți cei la care ajunge această informație să încercăm nu neapărat să-i cinstim pe cei care au purtat aceste războaie, ci mai degrabă să învățăm de la ei. Să învățăm de la ei, să nu facem greșelile pe care le-au făcut înaintașii noștri și să purtăm bătăliile pe care au fost obligați să le poarte și mai degrabă să-i cinstim pe cei care încă sunt în viață. Pentru că asta contează mai mult. Cartea este, cum să spun, face apel la niște surse istorice, cum ar fi cele epigrafice. Am văzut că am studiat monumentele care s-au construit în curtea școlilor, bisericilor, unde sunt numele celor care au participat și la 1877 și 1916-19 și la cel de-al doilea. De regulă, pe mormintele, pe monumentele din primul război mondial s-au scris și cele ale celor din cel de-al doilea război mondial. Deci se folosesc aceste surse istorice, cele epigrafice, dar și surse, iată, brevetele militare, precum și cele memorialistice, deci ale supraviețuitorilor. Știm că există, într-adevăr, o organizație care se ocupă, este vorba de Oficiul pentru Cultul Eroilor, care se ocupă cu mormintele și monumentele de război. O parte din aceste monumente se află în administrație guvernamentală, alta, cea mai mare parte, sunt în administrația autorităților locale, însă există și monumente care au fost făcute de cei care au, prin donații particulare, au ridicat că o troiță cu o cruce pe care au scris numele camarazilor lor sau ale copiilor lor, și le-au pus în curtea școlii, în curtea bisericii și prin natura profesiei, iată că a avut, cum să spun, accesul la aceste date, în special la mărturiile celor care au supraviețuit celui de-al doilea război. Așa cum spuneam, este o lucrare frumoasă.
Dacă nu l-aș fi cunoscut pe Pătrașcu Ion, pe care eu l-am menționat aici, poate că nici cartea asta n-ar fi existat. Bătrânul acela simplu, cu barbă atât de mare și fără picior, rămas la 24 de ani, în 1944, m-a determinat să fac această carte. Până la urmă l-am și vizitat. Însă, în 2009, pe 28 mai, pentru mine avea să fie o zi foarte grea. Deși, pentru ortodoxie, era ziua de înălțare a Domnului nostru Iisus Hristos și ziua eroilor români. Am primit un telefon și mi-a spus: Pătrașcu Ion nu mai este, s-a înălțat la ceruri și el de ziua aceasta mare. Lui dedic toate lucrurile astea. Lui și lor. Eu nu am niciun merit. Nu am ce să vă mai citesc, o să vă dau la toți cadou cu o carte. Nu m-a interesat niciodată valoarea ei în bani sau astea, pentru că mulțumesc domnului avocat Stănică, care este aici de față, și domnule Aurelian, pentru că dânsii mi-au dat o mare sumă de bani. Cartea n-ar fi existat. Și eu am făcut ce are eu ca să pot să fac cartea asta. Mulți m-au întrebat ce ai câștigat din ea. Mi-am spus nimic. Am câștigat aici. Îmi pare rău că lumea din ziua de astăzi vede numai partea materială a lucrurilor. Eu pun bază pe trei lucruri fundamentale ale ortodoxiei. Credința, nădejdea și dragostea. Oamenii ăștia n-au fost ca să câștige averi sau bani sau demirce. Pentru că mulți au fost ca și mine, tineri. Poate că aveau soții, poate că aveau prieteni. Alții au fost ca părinții noștri. Și totul s-au sacrificat pentru țară. Din păcate n-am apucat foarte mulți. Câțiva care mi-au dat câteva date, pentru mine foarte importante. Și aș vrea să rămână în istoria patriei. Lumea asta în care sunt atâtea discuții pe tema patriotismului, tema integrării europene, nu mai este la modă patriotismul, nu trebuie să mai spunem neapărat că suntem români și ne iubim țara și așa mai departe. Iată că tânărul acesta, că îmi permis să spun tânărul acesta, pentru că evident este mai mic decât noi, a reușit să aducă în atenție noțiunea de patriotism. Până la urmă, tot ceea ce au făcut acești oameni în cele trei războaie mondiale prezentate de autor, nu sunt altceva decât acte de patriotism. Aș vrea să fac o mărturisire, înainte de a mai spune ceva despre cartea respectivă, am vrăsfăit-o. Întâmplător mă aflu la al doilea an de când lucrez la o carte asemănătoare. Este monografia despre eroi din Comuna Bădești, aproape de domnul acolo. 2 ani de cercetare, anul viitor, probabil că, dacă am fi sănătoși, ne vedem aici și da. O să lansăm cartea respectivă. A fost o cercetare mult, cum să spun, laborioasă și este în continuare că n-am încheiat. În arhivele militare, în arhivele naționale, la fel ca și Cosmin, da? Am făcut același lucru și anume, prima dată m-am dus la cei care mai trăiesc, care mai sunt încă în viață, foarte puțin adevărat, eu doar azi mondial, da? Și la rudele respective și la fel ca și el, am încercat să obțin mărturisiri incredibile. Am reușit să intru în posesia unor scrisori venite de pe front, din Crimea, eu doar azi unde vorbesc. Și care descriu atmosfera de acolo, așteptările lor. Un tânăr învățător care era locotenent, cu nici o lună de zile, a trimis o scrisoare părinților, în care își făcea deja planul de viitor, de a se căsători, de a se stabili un plan. Și la o lună, sigur, s-a întâmplat să moară. Cartea, cum spunea și colegul profesorul Toma, este impresionată mai ales prin partea, ultima parte, și anume aceea mărturisirilor. Până la urmă, aici putem, citind aceste mărturisiri ale supraviețuitorilor, ale celor care i-au cunoscut, oameni simpli, de altfel, putem să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, pe front. Putem vedea filme de arhivă, putem citi tratate de istorie. Cum spunea colegul Toma, la fel, deci, vedem acolo numai genericele, vedem acolo numai personalitățile militare, politice, tratatele internaționale. Dar în spatele acestor evenimente sunt oamenii simpli, oamenii care au luptat, oamenii care au mers pur și simplu, așa le era datoria. De aceea nu pot decât să-l felicit și eu pentru această reușită, că este o reușită. Acest eveniment ar fi trebuit să aibă loc pe 2 iunie 2011, cu ocazia comemorării eroilor
din comuna Albota când a fost ziua de înălțare. Și unde Dumnezeu mi-a ajutat să fiu, ca în fiecare an de altfel, cu Cosmin, cu preotul, cu cine să fim până la urmă? Cu cei doi stâlpi ai spiritualității românești, biserica și școala. Pentru că altcineva n-a fost, din păcate. Și acolo aveam să aflu ceva. Eu, ca fiu al acestei comune, care am peste o jumătate de secol trecut, bine de o jumătate de secol, și care atunci când m-am născut, satul meu, dacă nu trecea niciun vehicul pe drum, nu puteai să realizezi în ce timp ne aflăm. Iar în nopțile de iarnă, când zăpada era foarte mare, prin 55-56, spre exemplu, lupul se plimba în voie pe ulițele satului. Părea un peisaj mirific. Și atunci când m-am născut eu cu o anumită lume, aveam să aflu că încet, încet, pe măsură ce înaintam în vârstă, lumea mea se micșora, se împuțina și făcea loc altei lumi. O lume care nu mi-era atât de necunoscută. Viața m-a purtat pe multe locuri și luasem cu mine lumea mea cu care m-am născut. Dar, atent la lumea care venea după mine, am luat-o și pe aceasta. De ce? Pentru că simțeam că și această lume mi-a aparține. Chiar dacă nu-i mai cunoșteam așa. La 2 iunie 2011 aveam să aflu că patriotismul n-a devenit ceva de suiet în țara aceasta, care este membra a Uniunii Europene, dar care a avut o anumită soartă. Aveam să aflu că patriotismul acesta a rămas ceva, măcar la acești copilași, ca cei care sunt în sală, tineri, care acolo, instruiți de niște profesori inimoși, au cântat cele mai frumoase cântece patriotice, au cântat imnul României, pe care mulți nu știu, din păcate, și sunt oameni politici, unii copilașii aceia l-au cântat atât de frumos că n-am putut să vorbesc. Mi-au dat lacrimile, n-am putut să spun nimic. Deci atunci am simțit că lumea pe care vine după mine e o lume pe care pot să o las liniștit. Și stăteam liniștit pe prispa casei mele și priveam satul meu acoperit de verdeață și am putut să spun, exact ca și oșteanul latin, că sunt fericit că pot să merg prin toiac, în toiac, bătrân fiind, pe acolo pe unde am mers de-a bușila, în acest sat. În afară de faptul că este un act de înaltă ținută patriotică, un fel de nu reparație, că s-a afirmat aici că ce a făcut autorul este o reparație, pentru cine reparație? De fapt, lucrurile acestea nu pot fi reparate. Eroii care s-au dus, niciodată nu poate să existe sau să găsim o formulă prin care să reparăm pierderea, ci un act de recunoștință pe care noi suntem datori să-l dăruim celor care nu au trecut prin ce au trecut cei care au luptat în război. Eu am fost, într-adevăr, sunt veteran de război, recunosc, am fost ofițer de aviație, grad de sublocotenent, am luptat până la sfârșitul războiului, astăzi am gradul de colonel, dar asta nu mă încălzește și nu spune nimic, nu mi-acordă niciun fel de circumstanță sau niciun fel de valoare. Valoarea importantă este că s-a afirmat aici de autor că mulți dintre cei care au pierit au fost tineri. Trebuie să știți că în comandamentele militare erau numai mai vârstnici. Cei care au pierit pe front au fost toți tineri. Adică actul. Eu, de pildă, am fost până la terminarea războiului. Am terminat ultima localitate în care avioanele de recunoaștere cu care am luptat eu a fost în comuna Piștieni, o localitate cunoscută ca o stațiune climaterică. De acolo am primit vestea la 9 mai că războiul a fost încheiat. Și de acolo am întors cu ultimul avion, pentru că am plecat, am fost la o escadrilă de recunoaștere îndepărtată. Când am plecat pe front, am plecat cu 3 avioane, la sfârșit ne-am întors numai cu unul, pentru că celelalte 2 au fost dispărute. Nu alta, actul în sine pe care l-a făcut tânărul acesta, care nu știe, a luat doar din povești. Eu nu vă doresc nimănui, doamnelor și domnilor care sunteți tineri, care n-ați gustat din ororile unui război, ca să vezi morții
alunecând pe apă și nimeni să nu se îngrijească de soartă lor, sau să vezi cum pierd vecinii și tovarăși de-ai tăi. Am avut camarazi care au căzut, au fost dovorâți cu avionul și au murit între cele două linii de front. Dar actul în sine, trebuie să știți dumneavoastră, eu am fost tânăr atunci, aveam doar 20 și ceva de ani. Acum am 91. Atunci, da. Da. Atunci îmi dădeam cu, eu știu, cu dăruire, cu toată satisfacția că pot să pun o picătură de sânge la construirea acestei țări. Sentimentul, s-a spus aici de sentimentele de patriotice. Într-adevăr, astea sunt uzate pentru că noi le uzăm prin ceea ce facem. Sentimentul patriotic, domnule, înseamnă identitate. Nu ne putem nega, oriunde ne-am duce. Eu am făcut o școală de ofițeri de aviație în Germania. În relațiile cu lumea de acolo, oriunde mă duceam, chiar dacă eram îmbrăcat în uniformă germană, tot Ausländer eram. Oriunde vă duce dumneavoastră, în orice cară, în orice țară, tot străini veți fi. Acasă veți fi numai acasă. De aceea, doamnelor și domnilor, eu vă încă o dată felicit această instituție că se ocupă de asemenea acte în sine de mare ținută patriotică. Patria, să știți oriunde am fi, nu este decât una. Țara în care te-ai născut, unde ai rădăcinile, aceste rădăcini care nu pierd niciodată. A fost un timp de eroism. Când oamenii care, mulți oameni care nu știau că vor fi eroi, au fost puși în starea de a deveni eroi. Problema este ce s-a întâmplat după aceea. Mai avem prilejul, mai avem solicitarea, mai avem cererea de a deveni eroi. Noțiunea s-a compromis imediat după război. Pentru că la noi, dar și în alte părți, au apărut fel de eroi. Eroi stahanoviști, eroi tractoriști, eroi boieri, mame eroine, femei eroine murdătoare, că aveau mai multe vaci de la multe. Deci s-a compromis acest lucru. Acum noțiunea de erou este foarte largă. Am să preiau ce zicea domnul profesor Chitescu și domnul profesor Minasian. Eroi nu sunt, ei se fac. Nu există dinainte erou. Erou este atunci când își pune în valoare, când este solicitat și nu refuză ca să se sacrifice. Dar nu orice sacrificiu înseamnă eroism. Și nu orice eroism înseamnă sacrificiu, cum zicea domnul profesor. Mulți care au făcut aceleași fapte s-au expus, au fost în gura mitralierei, s-au târât prin noroi pe front, au scăpat cu viață. Au fost soldați și ofițeri care s-au trezit cu hainele ciuruite de gloanțe, care s-au trezit cu casca găurită. Ei ce sunt? Nu sunt și aceia eroi?